Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Viața privită prin ochii sufletului. Salut și prietenii mei de pe Facebook și de pe YouTube care urmăresc această emisiune și o să continuăm să prezentăm exercițiile interne despre care am început să vorbim într-o serie de emisiuni și care constituie un sistem complet de autovindecare iar Tema emisiunii de astăzi se numește Teoria celor cinci elemente. Ce legătură are, au cele cinci elemente cu sistemul de vindecare? O să vedeți, pentru că uh, vechii taoiști au uh, descoperit acest sistem uh, de cinci elemente uh, care se manifestă în univers și care creează sau uh, distrug deci are rolul de a crea și de a distruge Universul prin procesele care au loc. Deci uh, sunt procese de creație și procese de distrugere distruge care se întâmplă în Univers. Uh, cum, uh, ce legătură are uh, totuși cu sistemul de vindecare? Pentru că fiecare element corespunde unui anumit organ sau viscer din corp omenesc. Și atunci, cunoscând uh, fel cum acționează între ele, ne dăm seama și cum să tratăm o boală care apare în organismul nostru. Deci, forța vitală care se manifestă în organism apare și dispare ca urmare a acțiunii dintre cele cinci elemente. Și o să facem o comparație între cele cinci elemente care sunt în filozofia taoistă și să le enumerăm. Sunt elementul foc, pământ, metal, apă și lemn. Iar în filozofia occidentală apare numai. Pământul, apa, focul și aerul. Deci sunt numai patru elemente. Iar în filozofia hindusă sunt cinci elemente, al cincilea, deci sunt cele patru din Occident, și plus eterul, care este considerat un element subtil. Acum, fiindcă principiul corespondenței. Care apare în principiile spirituale, spune că ceea ce este sus este ca și ceea ce este jos. Aceasta înseamnă că ceea ce este în Univers, ceea ce se manifestă în Univers, la nivelul întregului Univers, se manifestă și în Organismul Omului, care constituie și el un adevărat Univers, fiind format de miliarde de celule, de organe, de sisteme. Și acest macrocosmos uh, acționează la nivel mare, iar microcosmos, organismul uman, la nivel uh, mai mic, mai redus. Uh, deci să prezentăm uh, acest sistem de cinci elemente și corespun uh, Deci sunt două cicluri care se manifestă în acest sistem. Un ciclu al regenerării și un ciclu al distrugerii. Ciclul regenerării acționează în felul următor. De, la urmă să vă prezint și tabelul cu cele cinci elemente. Deci focul arzând creează cenușă. Cenușa reprezintă pământul. Ea se întoarce în pământ și susține pământul. Pământul, interiorul său, are tot felul de comori și una dintre acestea este metalul. Deci, metalul este creat de către pământ. Deci, este susținut de către pământ pentru că este creat de el. Metalul, prin topire, se transformă în lichid. Lichidul reprezintă apa. Apa, la rândul ei, face să crească lemnul care crește pe suprafața Pământului. Iar lemnul susține focul. Deci, acesta este un ciclu de susținere. La fel și organele care sunt în legătură cu aceste elemente se susțin unul pe altul. De exemplu, elementul foc, care organ îi corespunde inima, susține. Următorul element care este pământ. Pământul fiind spina pancreas ca organ, iar spina pancreas pământul sus susține la rândul său metalul, deci plămânii. Plămânii care susțin la rândul său elementul apă, rinichii. Rinichii susțin ficatul, care corespund cu elementul lemn și tot așa. Ciclul se repetă. Vedeți că este un ciclu care este cu săgeți verzi, acesta este ciclu regenerator, iar cu săgeți roșii este ciclu destructiv. Ce se întâmplă? Atunci când un organ, de exemplu inima, funcționează dezordonat, are anumite probleme, atunci ea acționează asupra metalului, deci asupra plămânilor. Deci focul topește metalul și atunci inima dacă nu funcționează normal, afectează și plămânii. Iar metalul acționează asupra lemnului, deci taie lemnul metalul. Și atunci plămânii, dacă funcționează necorespunzător, afectează ficatul care corespunde elementului lemn. Și tot așa mai departe. Deci, este. Deci de, de, de aceasta este important să cunoaștem. Deci, cei care fac vindecări și care practică aceste exerciții, trebuie să cunoască cum acționează elementele între ele. <coughs> și mai este încă un element care se, despre care se poate vorbi în acest tabel. Este principiul mamei și al copilului. Deci, elementul precedent este mamă pentru. pentru elementul următor. De exemplu, focul este mama pământului și pământul este copilul focului. Deci este principiul... Și atunci, cu un singur exercițiu, de exemplu, acționez și asupra organului respectiv și asupra copilului, organul următor care este în acest tabel. Deci se, împușcă două iepuri dintr-un foc. <coughs> Principala a îmbolnăvirilor o constituie stresul. Degeaba îi dăm organismului o alimentație sănătoasă și tot ceea ce are nevoie dacă noi suntem stresați. Și atunci noi, pentru ca să nu fim stresați, practicând aceste exerciții, se instalează și o stare de calm, o stare de bine în organism și cunoscând aceste lucruri, devenim mai hotărâți, mai Pricepuți. și atunci o să reușim să vindecăm boala cunoscând cât mai multe și o să începem să prezentăm niște exerciții care corespund fiecare unui element. Deci, da au inventat exercițiile celor cinci animale, deci cele cinci animale care fiecare animal corespunde unui anumit element. Și elementului foc îi corespunde dragonul, elementului pământ îi corespunde ursul, metalul corespunde vulturul, elementului apă îi corespunde maimuța și element, elementului lemn tigrul. Deci fiecare exercițiu acționează asupra organelor asociate cu aceste elemente. Și o să le luăm la rând. O să începem cu exercițiul dragonului care este corespunde elementului foc și acționează asupra inimii, asupra intestinului subțire, a sistemului circulator și asupra celor, asupra sistemului endocrin. Trei focare se numește acest sistem în filozofia taoistă. Deci pentru chinești dragonul este o creatură mitică ce simbolizează forța Yang, a energiei, forța creatoare Yang, care, este, care se manifestă în timpul furtunii, în timpul ploii și dragonul este zugrăvit în timpul acestor fenomene care se întâmplă în natură. Doar la ei, doar împăratului, fiul cerului, cum era numit, se permite să folosească dragonul în scop personal să-l reprezinte, deoarece dragonul simbolizează înțelepciunea supremă, puterea, controlul și ordinea socială. Deci, scopul exercițiului este de a imprima aceste caracteristici în mintea și trupul practicantului, și acest exercițiu influențează mintea și influențează și trupul, dar ne ajută să depășim stările de depresie, de anxietate deoarece dragonul zburând în ceruri se află deasupra tuturor acestor preocupări, preocupărilor numește. Deci în unele texte, exercițiul dragonului era cunoscut și sub alte nume, deoarece dragonul fiind socotit, deci tabu, tabu că nu era, deci nu aveau voie oameni să folosească acest nume, dacă și-ar fi imaginat, împăratul lui era frică, dacă și-ar fi imaginat oamenii de rând că sunt dragoni, atunci s-ar răscula și ar înlătura ordinea existentă. Deci efectele sunt echilibrarea la nivel fizic a inimii, a sistemului circulator și absorpției intestinare. Deci cum se face exercițiul? Se începe exercițiul în stare nemișcată, și se inspiră adânc de câteva ori, apoi se, ne imaginăm cu toată tăria că suntem un dragon cu ochi de jăratic, cu sol zlucioși, cu coada răsucită și cu gheare puternice. Se stă în, deci se stă într-un picior, se ridică celălalt picior la nivelul genunchiului, iar cu mâna care corespunde piciorului ridicat se stă cu ghearele cu degetele, cu ghearele în jos, iar cealaltă care stă într-o parte, cu ghearele în sus. Și trebuie să participe și mintea și trupul. Deci, minte cu mintea să fii concentrat asupra acestui fapt, adică că tu ești un dragon. Și se repetă de mai multe ori, pentru că nu poți să stai prea mult în această poziție. Această poziție întărește și, și simțul echilibrului. Acest exercițiu, după cum am spus, energizează și sistemul energetic, deci este un, un bun exercițiu pentru energizare și pentru a mări forța vitală din organism. <coughs> Alt exercițiu este exercițiul tigrului, care corespunde elementului lemn. Deci el acționează asupra ficatului, asupra vezicii biliare, și asupra sistemului nervos. De ce asupra sistemului nervos? Se consideră că sistemul nervos este ca un copac având rădăcini de înfipte în ficat. Deci are legătură ficatul cu sistemul nervos. Acționând, de exemplu, făcând exerciții asupra ficatului, se acționează și asupra sistemului nervos. Se îmbunătățește funcționarea lui. Deci este util acest exercițiu pentru depășirea stărilor de anxietate și osilitate, a sentimentului de inutilitate și a lipsei de ambiție, deoarece aceste disfuncționalități alificatului se datorează acestor atitudini negative. Și exercițiul se execută tot din poziția stând, se că pe vârful picioarelor, îndoind genunchii și cu mâinile în față, cu ghearele așa în jos, ca și cum am să făca prada. Deci tigru, în momentul înăpustirii asupra prăzii. Și atunci, această atitudine mentală influențează tratarea, deci această poziție, tratarea ficatului și detoxifierea lui și, și, calmarea sistemului nervos, echilibrarea funcțiilor vezice biliare. Deci rămâniți în această poziție atât timp cât puteți păstra imaginea tigrului. De la fel și în celelalte poziții, atât timp cât putem să păstrăm imaginea animalului respectiv. Și atunci, dacă nu mai putem păstra, facem o pauză și repetăm. Repetăm de mai multe ori alt exercițiu care este în legătură cu elementul pământ este exercițiul ursului, despre care am mai vorbit când am, în emisiunea trecută, când am vorbit despre exerciții pentru care acționează la nivelul pancreasului. Deci acest exercițiu este recomandat pentru persoanele care au diabet, pentru că reglează glicemia și de asemenea, și tratarea digestiei necorespunzătoare. De asemenea, ursul reprezintă pe cei care au atins un nivel sporit de confort fizic și de bunăstare materială, deci acționează și la nivelul încrederii în sine și uh, asupra, deci dacă vrei să fii un om de succes, uh, această atitudine te poate ridica, deci însușindu-ți această atitudine. Uh, aceast, uh, deci ursul cum stă cu labere, pe labele de dinapoi, e sprijinit pe călcâie și cu labele din față aplicate la 45 de grade în jos și cu stomacul scos înainte. Deci acest fapt influențează digestive, deci sistemul digestiv, procesele care se desfășoară la acest nivel și, bineînțeles, că și producerea de enzime la nivelul pancreasului și producerea de insulină. Mai departe, o să vorbim despre alt exercițiu. Este vorba despre exercițiul vulturului. Deci, în taoism, vulturul simbolizează spiritul. Datorită caracteristicilor vulturului, ca liniștea, senitatea, și invizibilitatea atunci când zboară la înălțimi mari deasupra Pământului. Uh, vulturul își manifestă inteligența, agerimea și naturaleță atunci când se află în căutarea prăzii. Vulturul este asociat cu elementul metal, deci se acționează la nivelul plămânilor, pierii și intestinului gros. De ce și pierea? Pentru că pieria este considerată al treilea plămân, pentru că uh, și prin intermediul pierii, adică în mare parte, prin intermediul pielii, se elimină toxine din organism, atunci când plămânii și celelalte organe de eliminare nu fac față, când în organism este o toxicitate foarte mare. Acest exercițiu este util pentru depășirea stărilor de depresie, de testețe, de deznădejde. Și aceste probleme sunt, cauzează, aceste stări cauzează la nivelul plămânilor dezechilibru și îmbolnăvirea lor. Deci nu degeaba au fost atâția poeți, scritori romantici sau oameni mai, care au fost melancolici, care s-au îmbolnăvit de plămâni și care s-au tratat în sanatorii sunt cunoscute multe cazuri de poeți care s-au îmbunăvit de plămâni datorită acestor atitudini negative. Deci, despre exercițiul vulturului, cam atât, nu v-am spus cum se face. Deci se execută stând în picioare, cu picioarele depărtate la lățimea umerilor, cu brațele întinse în lateral, și imitând vulturul care îl planează în zbor, având în primat în minte atitudinea vulturului despre care am vorbit mai înainte și mențineți această poziție, puteți duce și mâinile în spate ca și cum am planat cu aripile în spate, ca și cum am zbura, și atâta timp cât putem să menținem vie imaginea vulturului în minte. Alt exercițiu în legătură cu cele cinci elemente, este exercițiul maimuței, maimuța care corespunde elementului apă. Deci, despre maimuță, putem spune că îi reprezintă vioiciunea, neastâmpărul, curiozitatea și voința. Deci, dacă reprezintă voința, înseamnă că, și vine de legătură cu elementul apă, ea acționează voința la nivelul rinichilor, dacă avem rinichii puternici, avem și voința puternică. Dacă rinichii sunt slabi, atunci... Deci rinichii și glandele suprarenale, pentru că așa cred și așa cred și eu că este, pentru că am observat multe persoane care au voință puternică și stau bine cu rinichii și cu glandele suprarenale. Iar cei care își pierd vigoarea datorită slăbirii glandelor, datorită cortizonului, datorită altor medicamente toxice, nu mai au aceeași voință ca și ceilalți care au vitalitate. Deci acest exercițiu se execută de unul singur, pentru că prezența altora se poate să ne inhibe pentru că noi facem tot felul de jumbuși lucruri, ca și mai muța. Atunci când suntem singuri, le pantofi, pantofii, încălțămintea din picioare, dăm haine, rămânem plecați cât mai sumar și începem să facem tot felul de salturi, pe scaun, ghemuit, jos, în diferite poziții și fiindcă mai mulți se scarpină des, facem și noi acest lucru, ne scarpinăm la nivelul rinichilor, pentru că aici avem nevoie să întărim funcționarea lor. Deci, acestea sunt cele cinci exerciții, cele cinci care au legătură cu cele cinci elemente, dar putem să mai vorbim și despre alte exerciții. De exemplu, despre, fiindcă tot vorbim despre rinichi, o să vorbesc despre exercițiul rinichilor și pentru rinichi și pentru glandele suprarenale. Deoarece sunt mulți oameni care suferă de dureri în regiunea lombară, și, deci în zona unde sunt rinichii, s-ar putea ca aceste dureri să fie și din cauza funcționării proaste a rinichilor. Și atunci, exercițiul acesta pentru rinichi face să înceteze și durerea în regiunea lombară, dacă este din cauza rinichilor. Și se execută exercițiul în felul următor. Deci se freacă palmele cu putere până se încălzesc, apoi se aplică în zona lombară, în zona rinichilor, cu degetele în jos și se, se face o mișcare de sus în jos și apoi când ajungem în jos o mișcare circulară pe spate și ne întoarcem noi de unde am plecat și facem acest deci, această tehnică de mai multe ori, până când se încălzește bine zona, și apoi cu dosul mâinilor strânse pum, se bate cu dosul mâinilor de câteva ori ușor în zona rinichilor. Deci, se repetă acest lucru de mai multe ori și în felul acesta se acționează la nivelul rinichilor și acționăm și asupra eliminării toxinilor. V-am mai spus că rinichii sunt, se îmbolnăvesc din cauza statului în picioare mult și din cauza consumului de lichide, foarte, deci consumului mare de lichide. Și ca să cunoașteți care sunt cauzele, să vă feriți de a face abuz. Deci despre pancreas am vorbit, despre exercițiul care are legătură cu pancreasul. Uh, ursul și pentru tot pentru pancreas mai este un exercițiu direcțional deci ne aplicăm uh, din poziția stând în picioare, stând cu fața spre nord-est și ne aplicăm uh, fără să întoim genunchii cu degetele la picioare și uh, stăm în această poziție imaginându-ne că suntem ca un munte puternic și în uh, felul acesta acționăm la fel asupra pancreasului. Uh, un exercițiu care mai putem să-l spunem aici este un exercițiu care uh, corespunde elementului foc. Deci, un exercițiu pentru energizarea inimii. Un exercițiu foarte simplu. Deci, se țin mâinile uh, ridicate cu coatele uh, orizontale și cu mâinile la distanță mică față de pept, cu degetele mijlocii aproape unindu-se și ne imaginăm că energia circulă de la mâna stângă spre mâna dreaptă, apoi se întoarce prin inimă, prin mușchiul inimii, se întoarce și descrie un circuit. Și continuăm să menținem această poziție și să imaginăm cu circulă energia până când simțim furnicături la nivelul degetelor. Deci putem să privim cum la degete sau putem să ținem ochii închiși. Deci un exercițiu pentru inimă. Un alt exercițiu pentru ficat, care are, se execută după exercițiul pentru rinichi, este un masaj. Un masaj foarte simplu. Deci cu mâna plasată în dreptul rinichilor, sub coaste, masăm de 36 de ori. Și începem de la ficat, sub coaste și ne întoarcem pe după un pe jos, în partea de jos a un înapoi, de unde am plecat. Deci acest lucru îl facem de 36 de ori. Apoi, după, după acest exercițiu, putem să facem și un exercițiu care este în legătură cu cealaltă parte a organismului, deci din partea stângă, pentru organele din partea stângă și pentru stomac, deci pancreas, prin și toate organele și stomac. Deci tot de 36 de ori, începând de, din partea stângă, înconjurăm ombilicul și iar ne întoarcem, de 36 de ori. Acestea au fost uh, exercițiile care vi le-am prezentat azi și care sper. Uh, dacă vreți să le vedeți, să le memorați, urmăriți și emisiunea care o să fie postată pe internet, pe canal de YouTube. Deci, dacă vreți să luați legătura cu mine, vedeți, o să vedeți numărul de telefon și puteți să mă sunați. dacă Vă pot da amănunte la telefon cum puteți urmări la, pe internet, sau pe pagina mea de Facebook, Costel Luca. Da, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o săptămână cât mai plăcută, sănătate și numai bine. La revedere!